România se aliniază imediat la cerința Uniunii Europene privind reducerea consumului de gaze cu 15%. Secretarul de stat George Niculescu din Ministerul Energiei a dat asigurări că România poate să facă față acestei reduceri a consumului de gaze recomandate de Uniunea Europeană, așa că cel mai probabil raționalizarea va avea loc. Asta în timp ce sunt state care au criticat dur cerințele oficialilor de la Bruxelles, iar Ungaria chiar a votat împotriva acestei decizii. Ana Micu ne aduce mai multe detalii. Bună dimineața, Ana, te ascultăm! Bun găsit! În acest moment, la nivelul Uniunii Europene, s-a decis măsura de aplicare a recomandărilor de limitare a consumului de gaze energetice la nivel european, iar această măsură vine pe fondul faptului că în perioada următoare ne uităm la posibilitatea limitării cantității de gaze ce vine din partea rusească sau chiar a asistării ei complete. În aceste condiții, Uniunea Europeană este în ipostaza în care trebuia să găsească o soluție și s-au făcut mai multe precizări cu privire la faptul că o strategie de prevenție este de preferat în detrimentul unei situații în care mai multe state europene s-ar putea găsi în imposibilitatea de a furniza gaze naturale către consumatori, asta din cauza lipsei acestora din spațiul european. În ceea ce privește poziția României, într-adevăr, secretarul Ministerului Energiei, George Niculescu, a asigurat că în acest moment nu există motive de îngrijorare pentru că țara noastră își poate asigura consumul de gaze și totodată a menționat că este foarte important să se ia în calcul faptul că este o măsură ce vine cu titlul de opțiune și nu o măsură obligatorie. Astfel că, fiind doar o recomandare, guvernul nu va putea intra în măsurile luate de consumatorii casnici, de exemplu de IMM-uri sau de industria critică, subliniind că acestea nu vor fi afectate. Cu toate acestea, el a mai precizat că o recomandare de limitare a consumului sau de consum este una de bun simț în contextul actual. În ceea ce privește celelalte state europene, Ungaria, de exemplu, a refuzat în totalitate această variantă și a votat împotrivă, aceștia motivând faptul că este o măsură inutilă ce nu are niciun fel de fundament. Așadar, în acest context, Ungaria se opune vehement acestei situații și o altă surpriză în ceea ce privește opunerile este Polonia, acolo unde s-a motivat faptul că este important ca fiecare stat să aibă în vedere propria securitate energetică cu privire la resursele de care dispune și că în ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale, acesta este o problemă care ține mai degrabă de responsabilitatea fiecărui guvern în parte, mai mult decât ceva ce se poate decide la nivel european. Așadar, și Polonia se opune acestei decizii și în continuare urmează să vedem ce se va întâmpla. Până în acest moment, România însă, care s-a arătat de partea favorabilă a acestor măsuri, are la dispoziție până la 31 noiembrie, timp să elaboreze un plan ce va prevedea eventualele măsuri ce vor fi luate în condițiile în care ar putea fi nevoie de majorarea consumului de gaze, nu ar fi resurse suplimentare sau în contextul în care trebuie să trasăm un plan cu oarecare predictibilitate cu privire la variantele de consum. În linii mari, în acest moment, la nivel european, se dorește ca până la 31 martie anului viitor, consumul de gaze în statele membre care au acceptat această măsură să fie cu 15% mai mic comparativ cu ultimii 5 ani.